Mulțumim tuturor celor care au cântat, apreciem foarte mult slujirea lor și ne bucurăm în această dimineață privindu-i pe miri și coborând în sufletele noastre ne gândim la propria noastră familie. Aici se vorbește despre idealuri care uneori sunt mai înalte decât noi. Noi nu trăim la modul ideal, noi trăim la modul real. Între realitate și idealitate trebuie multă răbdare. Dacă aceasta lipsește, atunci locul va fi preluat de conflicte. O să spun o predică în timpul care a mai rămas, menționând faptul că atunci când predica se va încheia, urmează un duet și după duet o surpriză. O surpriză. Stimați părinți, mirii de astăzi sunt copiii dumneavoastră de ieri. Sunt copiii pe care i-ați crescut, pe care i-ați ținut în brațe, pe care i-ați învățat să vorbească, să se comporte frumos. Astăzi sunt oameni mari, sunt oameni începători, sunt adulți începători. Și iată-i aici, pe banca celor care urmează să se căsătorească. Ne bucurăm tare mult de bucuria dumneavoastră. Știm că sunteți satisfăcuți de felul în care și-au trăit prima parte a tinereții lor, în sensul că s-au botezat în apă, au fost credincioși, au fost activi în biserică și nu v-au făcut de rușine. Lucrul acesta va duce multă mângâiere și multă bucurie. Să dea Domnul și ceilalți ai copii ai dumneavoastră să le urmeze exemplul acestora doi. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu voi, Dănuț și Crystal, un adevăr pe care o să-l înțelegeți mai bine altă dată. Acum o să-l înțelegeți atât cât puteți. Știu că voi sunteți relativ obosiți, de fapt cam toți suntem obosiți, jumătate din noi tot cască, că așa e la o nuntă, se doarme puțin și se mănâncă mult, două orele. Aș vrea să împărtășesc cu voi astăzi despre faptul că căsătoria este un lucru extrem de misterios, pentru că se pun împreună doi oameni care n-au avut nicio legătură până acum. Unul cu altul. Doi oameni foarte diferiți, doi oameni crescuți în familii diferite, în orașe diferite, în biserici diferite, cazul vostru, nu întotdeauna așa. Și acești doi oameni, dintr-o dată, trebuie să devină una. Eu întreb, vă întreb pe voi, dar să nu-mi răspundeți. Când vor deveni una? Teoretic, vor deveni una în momentul declarării soț și soție. Teoretic, practic, când veți deveni una? Când veți reuși voi să fiți la fel? Că acum sunteți probabil așa. Trebuie să fiți la fel. Când se va întâmpla lucrul acesta? Asta este cea mai mare muncă la care voi veți fi expuși de astăzi înainte. Fericirea voastră nu este dată de urările noastre, casă de piatră, familie fericită. Fericirea voastră este, de fapt, rezultatul muncii voastre. Dacă munca voastră va fi corectă, fericirea voastră va fi autentică. Dacă o să vă faceți cândva o casă, asta este floare la ureche. Dacă vreți să mai faceți o facultate, să vă luați master sau doctorat, este aproape floare la ureche. Dar să ajungeți amândoi ca să vă potriviți bine și să vă faceți una în Hristos, lucrul acesta, cred eu, este cel mai greu lucru din experiența unui om. Și am să explic puțin de ce. Pentru simplu motiv că sunteți diferiți. Sunt așa de multe diferențe încât nici măcar nu le știți. Dacă eu am făcut o greșeală mare în căsătorie, este faptul că ani de zile am tratat-o pe soția mea ca pe mine. N-am știut altfel. Nici nu mi-am imaginat că ea e altă persoană și că în primul rând, femeile sunt diferite, în al doilea rând, indiferent de gen, nu există un om care să semene cu celălalt. Și eu aș vrea din Scriptură să vă spun despre trei genuri de personalități și voi să vă gândiți cu care semănați, dar să țineți minte că nu le puteți schimba. Le puteți doar gestiona diferențele, dar nu le puteți schimba. Vă rog frumos să vă scoateți din minte intenția de a vă schimba unul pe altul.
Simplu fapt că voi v-ați acceptat unul pe altul înseamnă că sunteți bine pentru celălalt. Nu înțeleg, de ce mai vreți să vă schimbați de acum încolo? În Scriptură se vorbește despre rege, se vorbește despre preot și se vorbește despre profet. Aceste trei oficii presupun un anumit tip de personalitate. Vă știți, pentru că sunteți tineri educați, personalitatea este definită în lumea psihologiei ca fiind totalul la câteva elemente. Primul dintre ele este temperamentul, adică bagajul vostru genetic, la care nu puteți umbla deloc, nu puteți să corectați, nu puteți să luați nimic de acolo și să adăugați nimic. V-ați născut cu ochii albaștri? La revedere! Cu ochii albaștri o să stați toată viața. Al doilea element este caracterul. Ăsta este suma obiceiurilor pe care vi le-ați format sub influența celor din jur și acest element numit caracter poate fi schimbat pentru că voi l-ați format, voi puteți să-l reformați. Și al treilea element, dar astea nu sunt toate, sunt aptitudinile, adică înclinația voastră înspre sport, înspre muzică, înspre desen, artă în general. Și acestea sunt înnăscute. Ei, felul în care voi sunteți astăzi se potrivește mai bine cu a fi un rege, un preot sau un profet. Eu o să spun câteva cuvinte despre fiecare, pentru că foarte mulți tineri în ziua nunții cred că iubirea romantică o să genereze o căsătorie fericită. Ascultați-mă, iubirea romantică se termină repede, ea se epuizează. Asta este acțiunea unui hormon, v-am stresat cu această afirmație. Asta este acțiunea unui hormon care vine, te îndrăgostești, te căsătorești, urmează intimitatea cu tot ce cuprinde ea și încet, încet hormonul și-a făcut treaba, te-a împins în căsătorie, urmează să faci copii și el se duce. Pentru asta e creat. E un hormon în sistemul endocrin aici. Asta se numește iubire romantică. E, această iubire romantică nu e în stare să asigure calitatea unei căsătorii. Ea are rolul ei, nu spun că se termină toată, dar se cam împuținează până când nici nu mai știu ce rămâne de ea. Dragostea de care vorbește Biblia nu-i romantism, nu e nici îndrăgostire, este o atitudine, e un verb, este o acțiune, este hotărâtă cu mintea, este inițiată cu mintea în intenția de a face bine persoanei cu care te-ai căsătorit. Asta o faci conștient, nu inconștient. Haideți să revenim. Dacă dragostea romantică nu este o bază pentru fericirea pe care voi vă doriți, atunci trebuie să știți că maturitatea, adică caracterul, este o bază. Dragii mei, dacă în lumea asta există oameni apreciați, aceia sunt oamenii de caracter. Orice companie caută oameni de caracter, orice soție caută soț de caracter, orice soț caută soție de caracter, orice părinți caută copii de caracter, orice biserică caută păstor de caracter, orice păstor caută o biserică de caracter. Nu mai mă potolesc cu exemplele. Caracterul înseamnă totul. Dacă ai caracter, ești om, dacă nu ești oportunist. Caracterul trebuie să stea la baza familiei voastre, nu romantismul. Romantismul, atât cât va putea fi, el este o podoabă, e o floare, e un ornament, dar suportul pe ce stă casa voastră se numește caracter, maturitate. Și ăsta s-a format de mult. În sfârșit, haideți să revin la cele trei oficii pe care le-am spus. În primul rând, regele. Unul dintre voi s-ar putea să fie regele. Nu neapărat că e bărbatul. Voi probabil că o să știți, dacă nu acum, peste vreo 20 de ani sau 40, câți ani am eu astăzi de căsătorie. Regele, în general, este asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu este simbolul regelui. Asta înseamnă că un rege este comandant din naștere. Ăsta comandă ușor și nu poate să nu comande. Ăsta face lucrul ăsta așa, ușor. De asemenea, este foarte bun organizator. Nu face niciun efort. Organizează în timp ce mai face și altceva, pentru că are în el capacitatea să comande și să organizeze. E foarte autoritar. Regele e autoritar, nu? Ei, să știți că unul dintre voi va fi rege în casă. Nu întotdeauna e soțul, uneori e soția. Soțul trebuie să fie pregătit, că de schimbat nu poate schimba. E o glumă să încerci să o schimbi.
Dacă tu ai vrea să se facă mai înaltă, ai putea să o faci mai înaltă? Nu. Ei bine, nici nu poți să iei treburile astea dacă ea le are. Trebuie doar să discuți cu ea sau tu cu el pentru ca să le manifestați spre binele familiei și spre bucuria celuilalt, spre maturizarea cuplului, spre a ajunge una. Că dacă îți folosești calitățile astea să-l domini pe celălalt, înseamnă că nu rezolvi nimic. Regele este așa, comandant, organizator, administrator și foarte militar. El nu vorbește mult, vorbește cu greutate. El privește lucrurile în ansamblu și nu vede detaliile. Regele nu vede detaliile. Alea îi interesează pe oamenii de la curte, pe administratori, pe șefii mai mici. El vede lucrurile mari, el vede țara. El știe toate statele, știe câteva lucruri mari și cam atâta. Regele se ocupă de lucruri mari. De detalii se ocupă celălalt. Apoi, el împarte oamenii în două, buni și răi, prieteni sau dușmani. El nu e flexibil, nu e tolerant, Nu. Pentru el sunt dușmani și prieteni. Punct. Asta înseamnă rigiditate, înseamnă autoritate, înseamnă exclusivitate și restrictivitate. Să știți că unul dintre voi vă veți apropia oarecum de acest oficiu, mai mult sau mai puțin. Și în concluzie, regele nu tolerează lenea și victimizarea. Cine are o soție cu caracteristici de rege, nu va putea să stea jos nici 5 minute. Că soția îi spune, ai îndrăznit să stai jos? Nu se poate cu o soție rege să stai jos. Pentru că regele nu suportă lenea și nu suportă victimizarea. Mă doare stomacul, las că-ți trece. Nu te poți victimiza. Treaba-i treabă, responsabilitățile sunt responsabilități. Hai sus, că se face seară. Preotul este absolut opus. Preotul este asemenea Domnului Iisus. El este blând, el este gânditor, e foarte profund, el meditează, el este foarte împăciuitor, dacă cineva are ceva cu cineva, el întotdeauna, hai mă să trecem peste chestia asta, hai mă că nu s-a întâmplat mare lucru, hai mă că suntem în familie. El se ocupă cu lucruri de genul acesta. De asemenea, e foarte prudent. Când el pleacă la drum, spune, băi, aveți grijă, urmează o intersecție, să vedeți că numai pe roșu se trece. El e foarte prudent, aproape fricos de prudent. Însă el este vindecător prin atitudinea lui. Este ca un pansament pe rană. Cine își găsește un astfel de bărbat, ferice de ea. Dacă își găsește un rege, tot ferice este, dar va fi puțin diferit. Preotul este un om foarte statornic și foarte liniștit. E un om profund, este un om echilibrat și ceea ce îl caracterizează de departe este un gânditor. Omul ăsta cugetă. Cugetă și ziua, cugetă și noaptea. El tot timpul cugetă, el gândește. E un mare gânditor. În interiorul lui este o companie, e o fabrică care nu se oprește niciodată. El va fi un soț foarte plăcut, foarte echilibrat. Va fi un soț extraordinar. Probabil că din punct de vedere feminin, preotul este soțul ideal. Dar nu toți bărbații sunt preoți. Când spun preot, nu mă refer la oficiul de preot din biserică, ci prin comparație cu oficiul de preot, vorbind de caracteristicile acestui oficiu. Și al treilea este profetul. Profetul este asemenea Duhului Sfânt. El este vizionar, ăsta are viziune. Ăsta știe ce trebuie să se întâmple mâine. El e cu doi pași în față. El e foarte creativ. E foarte creativ. Dacă îl întrebi, tu ce părere ai? Cum să fac lucrul ăsta aici? Îți dă 10 idei. Pentru că poate să-ți dea 10 idei. Are o minte creativă. De asemenea, este un om al ideilor. El tot timpul o să spună în primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând. Ăsta este bun de predicator la studiu biblic. Nu la evangelizare, dar la studiu biblic e foarte bun. El are inițiativă și tot timpul vrea să facă schimbări. Dacă e păstor, o să trască biserica după el cu o grămadă de schimbări. Duminica asta nu mai e ca duminica trecută. O altă schimbare, o altă schimbare, o altă schimbare, o altă schimbare. Nu spun că schimbările sunt bune sau rele, depinde. Dar el oricum vrea să facă multe schimbări. El gândește cam așa. De ce să las lucrurile așa dacă pot fi făcute mai bine? Dacă soțul este un astfel de om, el tot timpul va vrea să schimbe lucrurile.
mută frigiderul și aragazul de acolo până acolo. În America nu se prea potrivește, că acolo sunt cam înțepenite. Numai în România se pot muta mai repede. El e foarte interesat de neprihănire. Dacă este el soțul, familia aia va fi duhovnicească. Pentru că el nu-i slăbește, nici pe soție, nici pe copii. La biserică toată lumea, la rugăciune toată lumea, la studiu biblic toată lumea. Lucrurile sfinte în familia asta sunt bine puse la punct, pentru că el este profetul. El este interesat de neprihănire și de deschidere de noi drumuri. El vine cu idei, frate păstor. Nu se mai oprește deloc. Duminica viitoare iar vine. Și iar vine. De ce? Așa este el. Însă el încearcă să-i se impună. Că-ți dă ideile e bine. Că încearcă să se impună nu-i bine. Dar așa este el. Dacă unul dintre voi va fi așa, să vă mai aduceți aminte de predica de la nuntă și să nu încercați să-l schimbați. Că nu se schimbă. Puteți să negociați felul în care se manifestă, dar cum este, nu ai ce să negociezi, pentru că este așa. E bine, nu mai gândiți-vă că unul este regele și unul este preotul. Regele cu preotul. Preotul poate să devină o victimă a regelui, că regele e foarte dominant, foarte autoritar, el nu stă la discuții. Preotul liniștit, flexibil, tolerant, cum vrei tu. Dacă există o astfel de relație, atunci preotul trebuie să-i permită regelui să conducă, iar regele să aibă inimă, să aibă minte și să aprecieze preotul, pentru că este tolerant și amortizează duritatea lui și lipsa lui de flexibilitate. Însă dacă se căsătorește un rege cu un profet, atunci este puțin mai dificil. Pentru că regele e dominant, vrea să conducă și profetul vine și spune, nu-i bine cum, uite câte idei am eu, 1, 2, 3, te rog frumos să schimbi. Și regele s-ar putea să schimbe, dar mâine când se trezește, iar are 3 idei. Între un rege și un profet e puțin mai greu decât între un rege și un preot. Preotul este tolerant, este liniștit, este gânditor, el te lasă pe tine să conduci, el stă în dreapta. Regele și profetul nu prea te lasă să conduci, spune, dă-te jos că ai condus destul, vreau să conduc și eu, că și mie îmi place să conduc. Voi zâmbiți, asta e doar o predică. Dar o să vedeți că în familia voastră voi aveți anumite trăsături, anumite caracteristici. Adică aveți în interiorul vostru anumite tendințe care se vor manifesta. Și unele dintre ele vor fi aproape de conducere, de rege. Sau unele dintre ele vor fi aproape de schimbare. În general, femeile se obișnuiesc mai greu cu schimbarea. Sunt femei care, dacă s-a stricat un lucru în casă, trebuie să-i cumperi unul exact ca ăla care s-a stricat. Dar ăla care s-a stricat l-ai cumpărat acum 20 de ani. Și nu mai exista, a ieșit de pe piață modelul. Nu, domnule, trebuie modelul ăla. Pentru că, zice, pe mine mă deranjează ăsta, eu vreau cu ăla vechi. Nu mai imaginează ce se întâmplă când cineva vrea toate lucrurile noi, moderne, și altcineva vrea toate lucrurile vechi, tradiționale. Ei, cum reușiți să deveniți una în situația asta? Apropiindu-mă de încheiere, revin la introducere. Cum reușiți să deveniți una? Presupune să fiți foarte răbdători, să înțelegeți că unul e așa și că unul e așa. Asta nu-i rău, nu-i bine. E așa. Dar trebuie să fiți înțelepți și răbdători. Trebuie să vă faceți o strategie de a rezolva problemele. Asta înseamnă că prin natura noastră, noi suntem oameni cu defecte. Crystal, să știi că nu există soț perfect. Dănuț, nu există femei perfecte. Să nu aveți așteptarea asta, că înseamnă că sunteți copii. Oamenii au și slăbiciuni. Nu e lăudabil, e doar real. Cel care are slăbiciunile trebuie să facă eforturi să se corecteze. Celălalt trebuie să îl tolereze și să-l ajute. Să știți că familia este unul dintre singurele locuri de pe pământ unde se schimbă oamenii. În primul rând că e un proces care ține cât viața. În al doilea rând, se creează un anumit sistem care te motivează, te împinge, ba chiar te constrânge. Apoi trebuie să mai știți că un lucru.
În trecutul fiecăruia există și lucruri de care vă puteți agăța să nu faceți asta. Trecutul face parte din trecut. El este încuiat. Nu are rost să intri în trecut și să judeci lucrurile de acolo. În situația în care sunteți voi, viața începe astăzi. Ascultați-mă, vă rog. Viața începe astăzi. Dacă veți face așa, va fi un pic mai bine. În trecutul fiecăruia mai este și o roșie care s-a storcoșit, mai este și un măr care s-a stricat, că-s 20 de ani, peste 20 vor fi 40. Nu rezolvați nimic să vă certați. De asemenea, fiecare căsătorie are încercările ei. Feriți-vă să vă comparați cu căsătoria fraților voștri, a surorilor voastre. Ferește-te să îl compari pe soțul tău cu tatăl tău, cu frații tăi, cu cumnații tăi. Cristel, să ne înțelegem, să nu faci asta, pentru că îl vei răni foarte tare. Dacă tu te-ai căsătorit cu el, înseamnă că pentru tine el este cel mai bun. Te rog să te ții de cuvânt. Te rog să te ții de cuvânt. Dănuț, dacă tu ai luat-o pe fata asta dintre toate opțiunile pe care le-ai avut, atunci să nu-i dai de înțeles că nu este suficientă. Te rog, admiro, te rog, iubește-o, te rog, poartă-i de grijă, te rog, ajută-o să se dezvolte, te rog, înțelege-i sensibilitățile feminine, faceți unul cu celălalt lucrul acesta. Nu vă luptați unul cu altul, nu încercați să vă dovediți superioritatea bazându-vă pe inferioritatea celuilalt. Nu vă dați mari pentru că aveți o calitate unde celălalt are un defect, că și celălalt are o calitate unde ai tu un defect. Fiți buni unii cu alții. Căsătoria e locul bunătății, e locul milei, e locul iertării și al iubirii. Altfel, prietenia pleacă și rămân doi oameni care se ceartă până când pun mâinile pe piept. Înainte să mă opresc, am să vă mai spun totuși câteva lucruri. Evitați cearta. Știți când vă certați? Atunci când vorbiți țipând. Aia se numește ceartă. Dacă vă certați cu voce joasă, nu se numește ceartă. Deci cearta este o discuție când țipi. De ce trebuie să țipi? Uite cât de aproape e de tine. Ce rost are să țipi? Știi de ce țipi? Din cauza imaturității, a lipsei de caracter, a obiceiurilor proaste, a lipsei de modele, a nervilor pe care nu poți să-i stăpânești, dar vii la biserică de când te-ai născut? Nu. Pocăință înseamnă vorbește încet. Probabil că cei care sunt mai sangvini și mai colerici, adică așa un pic mai turbo, le ia toată viața să lucreze la treaba asta și nu vor ajunge de 10, dar vor ajunge de 8 sau de 9. Nu vă certați. Știți când vă certați? Când o să țipați. Dacă totuși unul dintre voi va țipa vreodată, celălalt să aibă mare grijă și să-i spună, ok, haide să rezolvăm problema discutând. Așează-te, te rog frumos. O să vezi că când vorbește din nou, nu mai țipă la fel de tare. Probabil că reduce la jumătate și dacă ai putere să mai vorbești încă o dată încet, se va liniști. Asta este familia. Familia e o școală. Familia este o viață de manifestare a bunătății, a iubirii. N-are nicio importanță cine-i rege, cine-i preot, cine-i profet. Singurul lucru care are importanță este să înțelegeți că ce faceți astăzi ține toată viața. Te rog frumos, dezvoltă fata asta de lângă tine. Ajută-o să ajungă o femeie fericită, o femeie echilibrată, o femeie stabilă, o femeie care să-i respecte pe cei din jur pentru că ea este respectată, e plină de respect. Fă lucrul ăsta. Dănuț, poți să ajungi tu ce vrei în sport, în politică, în finanțe, în business. Dacă nu ajungi să o faci pe fata asta fericită, n-ai făcut mare lucru în viață. Ea nu se poate face fericită singură, pentru că fericirea ei este în mâna ta. Crystal, este absolut același lucru pentru tine. Băiatul ăsta nu poate fi fericit decât dacă tu îl faci fericit. Tu o să-i tai aripile, dacă îți propui să faci asta, și tu o să-i întărești aripile să zboare sus, sus, sus. Mai sus decât toți băieții de vârsta lui. Nimeni nu-i poate tăia aripile decât tu. Fără țipete, fără cicăleală. Încearcă să fii cât mai, validează-l, Crystal, cât mai des
apreciază, uite-te la ce face bine și remarcă, lucrul acesta îi va da putere. Bărbații au nevoie de treaba asta și femeile nu știu. Ele doar critică. Asta este moartea bărbatului. Îl faci din bărbat femeie, îi iei masculinitatea, îi iei demarajul, îi iei inițiativa, îi iei puterea, îi iei încrederea în el. Te rog, nu face asta. O mare grămadă de femei se căsătoresc și nu știu să-și dezvolte bărbatul și să-l facă un gentleman, să-l facă un bărbat puternic, să-l transforme într-un om care câștigă bani, un tată ideal. Tu trebuie să contribui la dezvoltarea acestui bărbat, după cum el face lucrul acesta cu tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze.